212 salariați de la Salina Slănic au refuzat să mai muncească, nemulțumiți fiind de salariile mici. Cum negocierile de săptămâna trecută au eșuat, angajații au blocat activitatea. Oamenii spun că banii din salarii nu le ajung și vor să continue greva până când se va găsi o rezolvare. Nu suntem mulțumiți de condițiile în care lucrăm. Vrem salarii după 30 de ani de meserie, de muncă, am un salariu minim pe economie. Avem și noi familii, copii, condițiile sunt grele de muncă, investiții zero. Ce înseamnă condiții grele? Unde, mă? Păi, cum credeți că e într-o mină? Într-o mină cum? Și fum? Suprafața e la fel. Aer, ras, praf. Acolo în fundul pământului nu ne-a băgat nimeni în seamă. A stat la căldură și noi a stat acolo, putea să murim ca niște șobolani. Nimeni n-a dat un telefon să vadă ce face proștii. O cană de ceai sau ceva. Când nimic. Anume? Marți, am 36 de ore am stat blocat în mine. 36 de ore am stat în subteran acolo, ne-a băgat nimeni în seamă. Sare pe această poartă au ieșit 10 de mii de tone pe care s-au luat bani. Acum oamenii stau și așteaptă. Da, ne cerem scuze pentru cei care sunt afară, așteaptă, dar și pentru noi este foarte greu, de fiecare dată am cedat, de data asta nu se mai poate. Stau și așteptă. Și în timpul ăsta pe străzi, cu ce credeți că se dă? Cu ce se face de pe zile dacă nu e? Nu se dă cu nimic. Asta nu mai știm. Asta nu mai știm. Să ia băia de birou. Câte tone aveți de luat, de încărcat și unde să le duceți? 25 de tone, cam așa se cade pe mașină. Și unde? La Constanța, hot să mergi. La Constanța. Unele primării s-au trezit că nu mai pot lua sare pentru dezăpezirea drumurilor. Autoritățile recunosc faptul că greva angajaților de la Slănic afectează și buna desfășurare a procesului de dezăpezire. Informațiile pe care le avem în acest moment ar fi câteva probleme punctuale. În special la Câmpina am discutat cu domnul viceprimar pe această temă. Sunt probleme pentru că nu și-au asigurat stocurile neașteptându-se la astfel de situație. Vă dați seama că nu s-a întâmplat până acum ca Salina să nu poată să furnizeze, mai ales într-o astfel de perioadă când solicitările sunt destul de mari pentru material antiderapant. Vă dați seama că Salina acum trebuie să funcționeze la capacitatea maximă, dacă mă întrebați, și vă spun că este o situație pe care nu aveam cum să o prevedem, pentru că ei au intrat în grevă într-un moment în care nu ne așteptam, mai ales că din discuțiile pe care am avut cu conducerea societății, dumnealor au semnat contractul colectiv de muncă în urmă cu câteva săptămâni. Salariații Minei Slănic au organizat prima formă de protest marțea trecută.